Prende plăcere, de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mihai Berechet. Muzica din păr. Mihalache Georgescu, funcționar și proprietar bucureștean, jet pe jet. Puiule, puiule, hai că mergem la Sinaia, puiule. Ionel Georgescu, dar eu fără gramama nu merg la Sinaia. Gramama, gramama. Bananica, gramama. Hai, puiule, că plecăm cu trenul de plăcere. Gata toată familia? Azi, 3 iunie 1901, la orele 3 fără 5, trenul spre Sinaia pleacă din gara de nord. Haideți odată, frate, că de la amiază vă gătiți! Ne? Vă! Se! Mița se gătește, că eu m-am gătit de mult. Uite ce e, dacă te îmbraci iar în cioclu, cocoană, e? Eu așa nu te iau la Sinaia. Eu nu merg fără gramama la Sinaia. Ia mai lasă-o în pace pe gramama. Poate, eu nu merg fără gramama la Sinaia. N-am ce să-ți fac, Mihalache. Nea lui nu merge fără mine. Prin urmare, cioclu, necioclu, uite așa cum mă vezi, o să mă plimb prin parc în jurul chioșcului muzicii militare, uite. Poftim, așa. Poftim, bună jumătate trecute. Mițo, în 5 minute viu să te iau cu birja la gară. Vizit eu cu cauciuc, Mihalache! Cauciuc? Vezi bine că doar trecem pe Calea Victoriei, m-am dus! Să ne vadă Papadopolina de la balcon, să pleznească de necaz! Să pleznească Papadopolina, să pleznească, da? Papadopolina! E, numai că dacă ți-o vedeau pe mamițica despuiat așa în birje, o să pleznească de râs. Nu mai sta așa în camizol, soro, hai, îmbracă-te odată, maică, cu ce te îmbraci, că vine mitocanul cu birja și tot la mine țipă că nu sunt gata. Dar cu ce să mă îmbrac dacă n-am nicio rochie? Astea sunt rochii? Bine, niciuna, niciuna, nici măcar una. Astea nu sunt rochii, mamițo? Îmbracă-te și tu odată, puiule, că auziși că vine mito... Tatu cu birja și te găsești tot așa cum te-a lăsat. Hai, vino, vino la gramama să-ți spune tunica. Hai, mițo, până ți alegi tu rochia, îl îmbraci eu pe dumneavoastră. Oh. Hai, vino. Uite, nici o rochie. Nici asta, nici asta, nici asta. Ce? Hai, pune-o pe aia, soro. Asta? Da. Dacă divea verde? Cu fundă de satin roz, e foarte asortată. Și mamițu, asortată, asortată. Dar cum o să mă plimb pe soare în catifea la Sinaia? Atunci pune-o pe aia, blio, de tafta. De tafta, mamițu, ei, nu că ești nebună. Mamițu, de ce faci pe gramama nebună? Nu fi prost crescut să te bagi între oamenii mari când se sfătuiesc. Auzi, de tafta. Are cordon frumos, maica. Hai. Cordon de catifea, blănui. 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 Ce? Ce? De ce ai rămas așa, ne? Blănui. Ah, mamiță, ce vrăjite sunt nopțile cu lună la Sinaia. Printre brazi, cu șipotul peleșului în pădure. Lasă visarea, lasă visarea, că acuși vine Mihalache în pădure. Asta vreau să spun cu birja. Și hai și tu, hai și tu să spun săbiuța. Fiecare a bufat, mamiță, Mihalache în pădure. Adică haz, Mihalache în pădure. Nu, n-o pun nici pasta, nu. Nu, uite, pun bluza vermuz, cu jupa freze craze, pălăria asta, umbreluță roșie și mănușa albe. Gata! Mamiță, abia aștept să mă văd la Sinaia. E și mândica acolo. Vasileasca? A și plecatără? Păi dacă au vila lor, le e ușor? O fi și fratele Vasileasca acolo? La cotenent Mișu. O fi? Unde vrei să știu eu? A venit tăticu, tăticu! Gata? Tot nu ești gata, cocoană? Tot eu nu sunt gata, Mihalache! Păi dacă ești gata, unde e coșul cu aleguri? L-ai pregătit? Uite-l, uite-l! De un ceas așteaptă! Aici e locul lui să așteptă, cocoană? Aici? Să o vezi că scapă trenul! Ce vrei să spui, Mihalache?
Hai, Mițo, hai, Ionel, că ne așteaptă Birja. Dumneata trebuia să fii de mult la gară, cocoană. Hai, hai, hai. Cu ce era să plec mie alache? Cu coșul ăsta greu de merinde? Să-l pun aici în birjă. Nu ne-ai spus că vii cu trăsura să ne... Etete, la... dar cu tramvaiul, cu cai meta nu știi să umbli? Avem loc toți patru mie alache. Ce? Să trec în birjă cu cauciuc pe Calea Victoriei, cu coșul pe scaunel și cu dumneai pe capră, ca la moș, să ne râdă Papadopolina de la balcon? Așa-mi trebuie, coară mare, dacă m-a pus naiba să te poftesc cu noi la Sinaia. E, nu naiba te-a pus, s-a rugat puiul. Eu nu merg fără grea mama. E o fatalitate cu mototorul ăsta care nu poate fără măsa mare. Ce să-ți fac ginere? Vrei, nu vrei? Ai parte de mine. Păi eu ce zic, e o fatalitate. Hai, Mițo, puiule, urcați-vă, hai! Mai și eu? Eu ce fac? E adevărat, mama, nu se poate pe catră, înțelegi, Papadopolina, nu se poate. Atunci să-mi iau coșul ăsta din birjă, stați, of, of. E fără grea mama? Tacă-ți freanca, urcă! Uite, coană mare, bani de tren. Și grăbește-te cu coană până să ajungi la tramvai cum umble beata. N-o să te aștepte trenul, bă, beata. La gară, hai! Te așteptăm la gară, mamițo! La salon de clasa întâi! Niciun salon, cocoară. Ți-am dat banda treia. Dacă mai prins trenul, ne vedem în gară la Siraia. Mână, Mirja! Da, conașule! Dacă ajung să tai firul ăsta. A, Ionel, ce face acolo? Vreau să văd dacă ajung să tai firul ăsta cu sabiuța. Ce? Ce am de răs? E vreau să tai firul semnalului de alarmă. Ce-ar să-mi dă-mi cu sabiuța? Nici în tren de plăcere n-am tihnă din cauza mătii. Da, cu ce ți-a făcut mamița? Păi l-am îmbrăcat în vânător, ne-ai văzut, și i-a dat și sabiuță. I-a spus să nu pui armă de rezbel în mâna copilului, dar mai... Voiași de plăcere o fi ăsta sau foc? Stai aici lângă mama. Da. Ascultă, puiule. Da. Ascultă, puiule, mama. Ascultă ce spune mamițica, fii atent. Ionele, tu ești băia mare acu? Ai trecut de 5 ani? Știi că nu e frumos să minți. Știu, mi-a spus și popa că dacă mint, îmi taie limba. Păi tocmai vezi. Așa că deschide bine urechile la ce spun părinții tăi, că numai ei te învață de bine. Le deschid, ticu. Nimic nu e mai urât decât minciuna. Totuși, când a venit conductorul să ceară biletele. Știu, mamițico, să-i spun că n-am decât 4 ani. Nu, nici 4 ani împliniți. Da, să vorbești însă așa ca copiii mici, ca să te creadă. Adică să mint de 2 ori? Cum de 2 ori? O dată să mint că sunt mic și o dată că sunt peltic. Așa, bravo, ia să vedem cum o să zici. Eu n-am încă nici 4 ani soi. Așa, mâncat-ar mămițica de copil deștept. Și tăticu cu săbiuță cu tot. Tăticu, eu mint. Dar să mă lași să mă uit pe fereastră pe culoare. Nu, asta nu se poate. Fie de la control, vă rog. Și conductorul. Fii atent. Fie de la control, vă rog. Da, poftim, 2 bilete. Mititelul e al dumneavoastră? Da, n-am primit nici 4 ani. Eu n-am încă nici 4 ani soi. Ești sub locotenent și n-ai nici 4 ani. Bravo. Nu trebuie să ne înveți dumneata CFR-ul pe noi regula. Suntem persoane civilizate, da. Eu n-am încă nici 4 ani soi. Așa că nu mai faceți dumneavoastră glume deplasate că e sub locotenent la 4 ani, că mai știu eu ce, că ne pricepem și noi unde vreți să bateți cu aluzia. Eu n-am vrut să spun coniță decât că băiatul e pentru nici 4 ani destul de bine crescut. Și adică cum ai vrea dumneata să fie dacă e băiat de familie? Eu vorbeam de înălțime. Ce s-a dat dumneavoastră poruncă CFR-ul să măsor copiii cu șurul între au soro? Se miră că e sub locotenent la 4 ani, prințul Carol. Așa să știi dumneata, nici nu împlinise bine 2 ani când l-a făcut capitan comandant de companie și încă veritabil. Mă rog, scuzați, doamnă, scuzați. Bine de la control, bravo, mă, înțeleptu, mami, țichi. Te-ai descurcat bine, înțelept, pupilul, tăticu, aia, așa. Ticu, ai zis că dacă mint, mă lai să mă uit pe fereastră pe culoare. Ți-am spus eu că te luat, na... Nu, ți-e rușine să minți. Îi lasă-l, dragă, să se uite, e băia mare acum. Tu te pui șor, dar vezi să nu te pleci în afară. E, ce? Ce? Tot mă gândesc dacă o fi prins sacrimea trenul. A rămas și coșul la ea. Ar fi culmea. Păi de-ar costa dublu stinaia dacă am mâncat la restaurant. În afară de banii de trăni, ai mai dat mamiții ceva de buzunar? I-am dat o băncuță, vă zic că 30 de bani tramvaiul de la 10 mese până la gară și a mai rămas 20 de bani să-și cumpere niște legături de vișii de la comarnic. Mamiță! Ce? Ce este? Ce mai e? Pălăria lui puiul!
I-a luat o vântul. Să trag semnalul de alarmă. Ce căpiat mialache! Urăi căzut în mintea lui domnul Goe. Fie că noroc ați avut, coana mare. Să fi fost la loterie, vă umpleați? Ce? E glumă? Să-i scape pălăria nepoțelului pe fereastră și să nimerească în vagonul nostru. M-am trezit cu pălăriuța cocoșelului lui grandmama. Noroc au fost și vagoanele unul după altul. Da, așa le port eu noroc la toată familia. Câți ani are? Cine? Cocoșelul? Păi merge pe 6. Care va zic acum e băiat mare, plătește și trenul. Numai pe jumătate. Aș, ce pe jumătate? Păi, dacă așa e regulamentul. O fi, dar nu pentru ginerii meu. Că nu-l cunoaște dumneavoastră ce ambițios e. Nu s-a născut statul ăla, zice, care să-i facă lui reduceri și pomeni. Stai mai acolo, tu. Păi cu ginerii meu, când e vorba de demnitate, cu asta aș întors capul miți. Fie mea. S-au luat de mult? Păi merg pe 6. Ca și nepoțelul. Ca să vezi potriveală. El pe 6, ei pe 6. A avut mare noroc de mița. Da, fată cu minte. Unde o pui, acolo stă. E frumoasă, e modistă. E modistă? Unde lucrează? A, cum să lucreze, maică un? Păi ziceți că e modistă. Modistă ca fire, maică, doar ca fire. Că doar n-o vine bună să muncească când și-a luat bărbat pentru asta. Rar așa, ginere. Rar, cum zice dumnealui ieri. De când ți-a decedat răposatul, măicuță dulce? Că nu mă scoate din dulce. N-ai mai fost la Sinaia. E, uite, cu trenul de plăcere de mâine. Eu că nu, el că da, eu că nu, el că da. Și uite că a fost așa cum a insistat el. Se vede că-i dă și mâna, da? Păi judecă și dumneatale. Funcționer. Leafă, purmă pensie, bașca ajutorul de mormântare. Mare pe peroane, ia uite. Gramama, dă pălăriuța. Stați, să nu ne îmbuzim, că e destul de birj în fața gării. Dumneata, auzi, cocoană, aici vorbește un om, nu rage un măgar. Aud, mialache, aud. Și dacă vreți să petrecem bine este 2 zile la Sinaia, eu zic să... Nu te amesteca, dumneata, cocoană, să-mi faci mie programul. În asemenea ocaziuni de plăcere, șeful familiei hotărăște. De ce îi se zice capul familiei, dacă nu pentru că el are cap? Așa că, urechea la mine. Auzi, cocoană? Sunt numai urechi, mialache. Ia să vedem, de ce am venit toți trei, adică noi trei și cu sacrul meu supliment, la Sinaia? De ce? Păi la mintea cocoșului. Dacă am venit cu trenul de plăcere, am venit ca să ne facem o plăcere. Auzi, cocoană? Da. Adică trebuie să nu fim trei fiște care de capul lui, ci trei cu un singur cap, al meu. Să nu umblăm împrăștiați, ci să fim toți trei ca unul. Toți patru, Ticu. Nu mă învăța tu să număr în alfabetule. Primare, zic, eu cu Mița și cu Puiu o să luăm o birjă și o să mergem drept la parc, să ne asigurăm de o daie cu 2 paturi la Hotel Regal. Iar dumneatale, cocoară, o să tragi cu coșul la mazăre. Eu vreau să dorm cu glamama. Dar de ce ești peltic? Am rămas din plan. Așa, la mazăre, zic, cocoană, ca să te asiguri. De ce? Ia să vedem, de ce? Să mă asigurisesc de o daie cu un pat. Așa, cocoană. Și unde e mazăre, știi că ai fost în voiaj de nos cu răposatul. E atât de aproape de gară că nu face pentru ca să mai dăm și pentru dumneata parale la birjă. Hai, Mițu, hai, Onere, să nu plece birjile, hai! Muscar! Da! Hai, Anicola Mazăre, să-ți aduci aminte de pe vremea voiajului de nos, când nu te bătuse încă fericea să fii soacra lui Mialache. Mm-hmm.
bate op la castel. Că bine mai e frate pe bancă în parc la Sinaia. Bate opt la Peleș, puiule. De ce îi spune Peleș, tăticule? Dragul să-l ia, de unde știu eu. Polca? Mă omor după dansul ăsta. Ticule, de ce îi spune Polca? Dragul să-l ia, de unde știu eu. Fie că frumos e în partea la. De două ceasuri stăm aici pe bancă și nu m-aș mai dezlipi. Iată, să aprind luminile la chioșcu de muzică. Abia acum începe la Sinaia adevărata petrecere. Ne costă un ban, dar cel puțin o să fie un plezir. De ce spune lui Sinaia, Sinaia, ticule? Dracu să ia, domnul, să știu eu. Nu-l mai întreba, puiule, pe tăticul. Tu nu vezi că îl plictisești? De ce te amestești, dragă? Lasă copilul să întrebe, că așa învață. Muzica asta mă nebunesc. Îți place, puiule? Mie mi-e foame. Ce repede trece vreme. Mi-e foame. Du-te, dragă, la grama masă, pape ceva și pe mă întoarceți-vă în parc. Hai, hai, puiule. Tu nu vii, Mițu? Nu mă pot dezlipi de aici, Mihalache. Nu mă pot dezlipi. Și mie îmi cam chiorăie mațele. Ce minune trebuie să fie acum pădure, pe lume, în pădure. Ei da, o pietrui și drumul. Atunci zici că nu vii. Haide, puiul, hai că te duc la grandmama. Mamițica nu are poftă de mâncare? Nu merge cu noi? Nu. Dar de ce are poftă? Da, te vrei să le știi. Tu ai spus să întreb. Că așa învăț, are poftă de pădure, de smeură. Mai e mult până la masă, Reticu. Acuș, acuș. Avem și salamăncoș? Avem, avem. Mult? Mult, mult. O, avem? Avem, avem, avem și ou. Tu mănânci ou? Da, mănânc cu ele. Și gramama? Gramama se uită la mine cum le mănâncă. Ei fac rău la ficat și o omenajez. Uite și hotel Mazăre. E, vă rog! Ce doriți, vă rog? A venit la dumneavoastră acum 2 ore pentru o daie cu un pat. A, o jupâneasă cu un coș? Gramama, gramama! Stai de vreme, ei! Da, da, a fost, dar n-aveam nicio odaie goală și am trimis-o la hotel la Manolescu de Vale. Hii, ia-o-ți fatalitate. Bună seara. Bună seara, bună seara. Hai la Manolescu, puiule. Mi-e foame, Ticu. Nu mai spune tare. De ce? Că mi-aduce aminte. Mai e mult? Ia floricele, ia floricele calde, ia floricele. Floricele, Ticu. Sunt blocotenenții de vânători, nu mănâncă floricele. Vreau floricele. Da, luați boierule, ulcică, dă floricele copilului, ce dracu. Lasă gura, fă, că te dau pe mâna poliției. Auleu, pe mâna poliției, pe mine ardă tarfucul de cârpănuș, janghinusule. Huz, fugi, dragule. La floricele, doamne ferite, Ticu, ce e cârpănos? Văd că te cărpesc acum. Ce te-a găsit? Vreau la grandmama. Mi-e foame, mi-e somn. Cântă și tu ceva și le-aș trece. Da! Nu cu trâmbița, nu cu trâmbița, că răsună drept în foale. Din ce să cânt? De-n gură, ca soldați. Vreau la grandmama, vreau la grandmama. Ho, 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 că am ajuns. Ai văzut ce repede? Vă rog, aici e hotel Manolescu. Da, vă rog. N-a tras la dumneavoastră acum 2 ore. Una cu un coș? Da. Grandmama, grandmama. Taci, dragă, a trecut pe aici? A trecut, dar am trimis-o la voi, la izvor, că n-avem nimic liber. Puh, asta e curată fatalitate, nădușii tot. Bună seara! Bună seara! Auzi, tocmai la voi, nea, în izvor. Ce facem, Ticu? Păi ce să face? Trebuie să trecem întâi prin parc, să spunem mamițiche, să nu-și piardă răbdare așteptându-ne. Hai! Este sufletul. Sinaia întrebea. Nu mai pot, Ticu. Ce nu mai poți? E grea sabia. Dă-o la mine, că și pe asta tot măta mare ți-a cumpărat-o. Și tlâmbița? E iarăși peltic? Acu de oboseală. Dă-o și pe asta. Că nici atâta n-a învățat măta mare, că ofițerii nu suflă în trâmbiță. Ticu, pui fript, ați luat în coș? Tu n-au să taci. Dar ați luat? Am luat. N-aș mai fi luat nici salam, nici ouă, nici pui. Nici bilete de tren de plăcere pentru Sinaia și nici pe grandmamă ta ca să cobor văile, să urc dealurile pe urmele mei. Unde e, mamă?
mamiță, vreau la gramama. Gata, nu mai cântam, parcă se supără nenea cu trombonul. E, dar unde o fi mamițica? N-am lăsat-o noi pe banca asta? Mița! Mițo! Mițuleancu! A naibii fatalitate! Unde o fi, frate? Ce e aia fatalitate? De asta ți-ar de acum să-ți explic ce e fatalitate? Mai bine așteaptă aici, pe bancă, până dau o raită prin parc după mătă. Stai acolo, stai liniștit pe bancă. În sfârșit am găsit o bancă liberă să mă odihnesc. Aici ești, puiule? V-ați întors? Ați mâncat? Dar ce e? N-am găsit-o pe gramama nici acolo, nici acolo. Zice lumea că e la Voina. Nu mă pot, mamițico. Și mă dor piciorușele și ticu nu mi-a dat nimic de mâncare. La unde e tăticu? Nu știu, umblă. Zice că așa petrece la Sinaia. E, hai repede la Voina, la gramama! Unde este? Unde? Puiule! Ce fatalitate! Ce fatalitate! Unde o fi dispărut și asta? Căutați pe cineva? E o fatalitate, domnule! N-ați văzut de dumneavoastră un copilaș frumușel îmbrăcat în uniformă de ofițer? Da, da, acum a plecat cu o damă. Cu o damă înaltă? Cu o bluză verzuie și cu o jupă frez? N-am băgat de seamă, dar am auzit că dama îi zicea puiule și băiatul mamițico. Pardon, încotro a pornit. Dama zicea că îl duce pe puiul la Voină, la gramama. Mulțumesc și mersi. Da, de ce ziceați că e fatalitate? E, acum și merda, vrei să le știi pe toate, nu? Am început să am vedenii. Vreau la gramama, vreau la gramama, vreau la... Ce fatalitate, ce fatalitate, ce fa... Cam ajuns. Ei! Nu e nimeni aici? Hei, domnul, aici e hotel Voina! Poruncă, vă rog! Ați tras la dumneavoastră o cocoană trecută, o damă tânără, un ofițeraș de vânător și un coș cu daleguri? La noi patru persoane nu există. N-ați avut camere libere? Ba, mai avem două, dar n-a trecutără niciuna din persoanele de care întrebați. Asta e culmea culmilor și a fatalității. A cui vă rog? Și dumneata te bagi în vorbă neîntrebat? Scuzați, vă rog, dar dumneavoastră m-ați sculat cu trâmbița aia din pat. Unde dracu s-au băgat ară? Păi n-avea unde, că Sinaia, îmi zicea odată nenea Iancu, nu se poate compara mai nimerit decât cu un stomac. O încăpere mai mult sau mai puțin largă, având două deschizături destul de strâmte. Te-a înghițit o rată Sinaia, nu mai poți ieși decât ori pe sus premiază noapte către predeal, ori pe jos premiază zi către comarnic. Așa că trebuie să fie în Sinaia, că n-au avut pe unde zbura. Ce cauți aici singur, nene? Caut pe dracu, mitică, dar de unde ai apărut? Te așteaptă în parc, madame Georgescu, cu familia Vasilescu și cu locotenentul Mișu. În parc! Stau pe o bancă în fața muzicii și ascultă menuetul de Paderewski, îl știi dumneata? Paderewski? Ce nu știi? Adio, mitică! Adio și n-am cuvinte, nene Mihalache! Georgescule. Ah, domnaie, n-ai văzut cumva aici? Nu vreau să mai văd nimic, Georgescule. Nu te supăra, nu aștepta aici. Nu mai așteptăm nimic, Georgescule. A dracului fatalitate. Fatalitate, zici dumneata că e asta? Păi dacă era... Nu fatalitate, o situațiune care, ascultă-mă pe mine, că dumneavoastră nu știți care, mă înțelegi, că după cum văd ce se petrece, că nu sunt prost, înțeleg și eu atâta lucru, fiindcă nu mai merge așa, mă înțelegi, care, când te gândești, te apucă groasa, este... Nu, este o confuzie.
Era aici nevastă-mea cu un sol de țel. Lasă mofturile astea, pentru că eu nu pot pentru ca să spun pe parola mea de onoare că îmi pare foarte rău, mă înțelegi? Care este peste putință ca să prevază cineva o situație foarte tristă, fiindcă le-am spus și dumnealor. Tocmai am fost aici pe bancă cu familia Vasilescu. Dumnealor, cu care am fost adineori. Era și locotenentul Mișu. Nu mai bate câmpii cum bate falimentul liberalilor la ușă, că vezi bine că nu mai este niciun patrimoniu. Păi sigur, oftăm, Georgescule, și dai ne calcă în picioare când vine, mă înțelegi, un guvern de liberali, fiindcă n-are cine să-l oprească de a lovi în tot ce e mai scump, pentru care nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem cu toții. Noi stăm ca blegii în cafenele, în berării, în cluburi și nu umblăm, nu ne mișcăm, nu Eu nu umblu, eu nu mă mișc. Păi știi-mi dat ce fac eu de 3 ore de când am venit cu trenul de plăcere ca să petrec la Sinaia? Știi ori nu știi, domnaie? Vrei să zici că umbli, umbli cu mofturi, Georgescule, că dacă tai opune, nu dumneata să tragi încolo și dumnealui încoace. Păi de unde să știu eu că nu se în camere la Mazre, nici la Manolescu, iar la Voinea dacă erau... Mofturi! Totul e pe cine trage acum la răspundere în fața națiunii însetate. Ai, Georgescule? Păi tot pe nu mai pe tot pe ea, după ce ai lovit-o și ai umilit-o. Păi dumneaie face toate încurcăturile, dar nu strigă dumneaie, eu strig, domnaie. Păi vezi? Da, că nu trebuia să iau pe soacră mea la Sinaia, trebuia să o las la București. Dar te pui cu mucosul, cu pană de cocoș? Păi pune-te cu el, pune-te cu el, că dacă te întreb acum dacă îți place că s-a încărcat bugetul cu 36 de milioane, ce o să zici? Ai? Păi... mai zici ceva? Ai amuțit? Păi ești nebun cu... A nebunit? A nebunit Georgescu! Să mă întind pe bancă, să mă desfac la gură, să scot și cravata și pălăria. Ce mă strânghetele! Ia să mă descalc, eu rog. Așa. E grozav să ai ființe iubite rătăcite departe de tine și să nu știi la un moment dat în ce loc se află, ce fac, ce li se întâmplă, ce vorbesc, ce simt, după ce suspină, ce gândesc ei despre tine. Le e dor de tine cum ți este ție dor de ele? Unde dracu s-a băgat, ră? Unde dracu s-a băgat, ră? Ei, bravo, domnule Mihaiuche, bravo! Dumneata, bravo, scocoară! Unde umblați, cocoană? Ei, bravo, tot dumneata le întrebă. Păi firește că eu, dacă nu știu unde v-ați băgat, de 3 ceasuri umblu după voi. După noi? Ce spui, frate? Dar la Opler nu puteai să vii? Unde? La Opler, ce mai întreb? La Opler! La Opler, da, în fine, dacă vrei să ne găsești, suntem la Opler. Stai, cocoană, pare să mă încalț, stai! Sunt la Opler! Că nu-i prea departe. Nu mi-a zis Mița că ne-a găsit loc la Vasileasca? Când ți-a zis Mița că ți-a găsit loc la Vasileasca? Cum când, omule, când ne-am întâlnit ră pe bulivar? V-ați întâlnit ră pe bulivar? Pe Voina nu l-am găsit ră, fiindcă ne-am întâlnit cu Mândica. Care Mândica? Vasileasca, omule, și cu Mița. Bielechi, ești nebun? Nu ți-am spus că te așteaptă la Opler cu Vasileasca și cu fratele Vasileaschi, locotenent Mișu de la Itidență? Da, puiu? L-am culcat ră. Unde? Nu ți-am spus? Cocoană, ești nebună? Când mi-ai spus? Nu ți-am spus că am trasă-le la Mândica? Ei! Nu zbiera așa, că te latră câinii de la Ople. Ei, dragie, ne-a dat rău un pat pentru puiul nou, da? E la copiii ei. Ai cui? Ai Mândicii!
Și Miții i-a dat odaia lui locotenent Mișu. De ce a lui locotenent Mișu? Pentru că el o să doarmă pe canapea în întreluță. Și odaile noastre de la Hotel Regal? I-a dat drumul locotenent Mișu. Ți-a făcut economie. Și tot el m-a mutat cu Vistavoiu Geamantanu la Vila Mândica. Puiului i-ați dat ceva să mănânci? Aș, mititelul. Era așa de obosit că a dormit nemâncat. Nu e Colea Opler? Ba da, am ajuns. Dacă am ajuns, unde sunt răluminile? Păi știu eu. Nu vezi, Cocoane, că aici au stins răluminile? Și ce? Eu le-am stins? Nu m-ar mira, Cocoane, nu m-ar mira dacă ar fi numai dacă să-mi faci mie în inimă rea. Tiu, dracului, fatalitate fatală. Că bine zici, Mialache, mamă. De mult tot mă țiu eu să te întreb. Ce e aia fatalitate? Ce ai căpiat, Cocoană? La ora asta de noapte și în vârful stâncilor te găsești mi-a dat să mă întreb ce e fatalitate? Hei, a dracului fatalitate, unde s-a băgat? Se vede că s-a dus la Vasileasca acasă. Vasileasca acasă? Păi da, pe Furnica. Furnica? Pe Furnica, zici? Da. Aoleo, fier de cap cu i-a inventat munții și dealurile, văile și râpile îmblestemate asta de Sinaia. Hai, Mialaiche, că ești bărbat, ce dracu, urcăm încet și ajungem. Dacă n-aș ști că e și coșul cu daleguri acolo, este? Este, este. Aici m-aș culca, pe jos. Hai, o pantă doar, hai până la Vila Mândica, hai. Alt urcuș, alt coborâș. Iar urcuș, iar coborâș, așa o fi și în iad. Poate că și acolo pleci cu trenul de plăcere, fără să știi peste ce dai. Trebuie să fie o Sinaie și acolo. Nu mai poși de cald. Dă-mi o haina să ți-o mai țin și eu. Hai, dăm și sabia, dăm și trâmbița. Ia-le, ia-le, Cocoană, ia-le, că de la dumneata s-au tras și astea. Mai bine uite ce pararamă frumoasă e în vale. Pararamă frumoasă e când o vezi de jos în sus, nu de sus în jos. Am ajuns să urc munții noaptea ca nebuni. Dacă m-am luat după capul dumitale să mă las să mă aduci la Sinaia, așa-mi trebuie. Bă, mie îmi pare bine că te-ai luat după capul puiului și m-ai adus și pe mine aici. Ia uite, uite ce noapte splendidă. Cu lună plină. Și cu stomacul gol. Uite cum lucește Prahova în vale. Caneminescu. Acuși poate vrei să-mi spui și poezele. Ah, da, Caneminescu. Preoa stâncă neagră într-un vechi castel unde curge în vale urmititel. Ah, Prahova, Prahova. Mai bine m-aș fi aruncat în ea să mă înghiță. Hei, madam, spune-mi, te rog, mai e mult până la Vila Mândica? Ce mai întreb, nu te duc eu? Mai e mult? Aproape ați ajuns, dar pe cine căutați acolo? Pe madam Vasilescu? Tete, acum o să-ți dau dumneatare socoteală pe cine caut. Te-am întrebat, mi-ai răspuns, ți-am zis mersi și saltare. Nu mi-ai zis nici mersi, mitocanule! Așa sunteți toți la Sinaia! Chinuiți lumea pe drumul și mai aveți și nefricare! Hai, Cocoană! Dar ce gâfă e așa, Mialache, mamă, că doar ești bărbat în putere! Hai, că mai avem puțin, hai, ia uite! Ia uite ce frumos e acolo sus! Uite, vezi? Nu văd nimic! Cum nu văd nimic? Uite acolo, luminița aia din pădure! Am fost pe vremuri cu al meu! E piscul câinelui! Piscul câinelui? Da! Mânca la arhingheri! Hai, potolește-te că am ajuns! Aici? Dar văd că și aici ai stins! S-or fi culcat? Trezesc eu slujnica! Păi sigur ce le pasă, s-au îndopat și dorm acum! Ia să vezi ce fac acum. Tu ești Ioane? Ai fugit de la batalion? Noi suntem Fetico. Noi de la București. Ia coboară și deschide. Bine. Or fi golit și coșul înainte de culcare. În fine, bine că le-am dat de urmă. Hai să intrăm în casă, Cocoană. Ține lampa aia, ca lumea, că nu văd nimic. Aici. Dar ce-i cu boierii? S-a culcat, ară? Aș!
Ce să se culce? A culcat numai copiii și dumnealor a plecat cu toții în excursie la Sfânta Ana. Unde era? Ce zici, cocoară, de așa fatalitate? Ți-am spus că eu nu știu ce e aia, eu știu, l-a luat răș pe domnul Mișu locotenentul? Păi să putea fără domn Mișu. Nu prea știu eu ce e aia, cum îi zice Mia Lache, scumpule, dar asta e chiar fatalitate. Du-te și dumneata le repede după ei. Eu să mă... Ești nebună, cocoară? Mi-a dat mă socotești caldă poște? Nu striga așa că scol copiii! Nu mi-ajunge de când alerg dumneavoastră ca un turbat! Nu mă mai duc nicăieri! Mai bine să mai fii un bărbat doi mai mult. Noaptea în pădure... Cum? Ce spui? Zic și eu, ca proasta. Ia, du-te, fetico, du-te și te culcă. Hai. Să rămână. Du-te și dumneata Mia Lache, mamă. Du-te, mamă. O să-i faci mare plăcere Miții. Și la toți. Dar cine mai sunt? Păi e Mândica cu Vasilescu, trebuie să mai fie și Constantineasca cu nepoțica, și în fine, locotenent Mișu. Nu mai avem. De ce, Mia Lache? De ce? Nu mai poți. O să te căiești, Mia Lache. Ți-o spun eu, ca mamă. Păi de ce să mă căiesc? Of, bărbați ăștia, nimeni nu le trece prin minte. Păi de ce să mă căiesc, cocoară? De ce? Zic și eu așa, îngerașule. Nu mă duc nici mort, mai bine aduc coșul, să am terminat cu natura. Hai, Mia Lache, mai, hai să scot merindele din coș. Hai că poftă de mâncare ne-am făcut tără. Vinu, dă-mi cu acest sticlă de vin. Uite, da. Hai că mi-a sete, da. Stai să sparg o ăsta. Mi-a nu e nițică brânză? Întâi un ou, Mia Lache. Păi nu-ți face rău la ficat? Da, de unde? Vietul bărbatul nu-i făcea rău ouăle. Da? Lui? Da. Rupeți un picior, Mia Lache. Mersi de urare, cocoară, dar mi l-a rupt amândouă alergând după dumneavoastră. Un picior de pui, Mia Lache. Nu-mi place vreau. Hai, noroc. Noroc, Mia Lache. Că parcă mă simt mai bine acum. Da, noroc, Mia Lache, e adevărat că norocul meu a fost să fie. Al mitale? Ce vrei să zici? Păi mai mare noroc de fatalitate ca asta, să-ți petreci seara în tet cu mine la Sinaia, e greu să existe. Îți mai arde și de glume? Nu mi-arde, zău, genere, că nu mi-arde. Că-mi zic, dumneatale cu mine și Mița, uite târtița. Și Mița ce? Și ea săraca, în pădure, ca și în străini. Există o dreptate, cocoară. Las-o în pădure. Așa-i trebuiește dacă am curcat lucrurile. Acum să-și muște mâinile. Totuși era mai bine dacă erai și dumneata cu ei la Sfânta Ana. Să vezi și dumneatale ce mucalit al dracului e locotenentul Mișu. Și să-l auzi ce teribil cântă din gură. Aoleu, este ceva. Nu mai clefăie așa, cocoară. Clefăi, că mă gândesc. La ce te poți gândi la ora asta? Mia Lache, Mike. Sunt lucruri la care te gândești, mai ales la ora asta. Când e lună plină pe cer, când sclipesc stelele de parcă-ți fac cu ochiul, când florile și împrăștie mai tare parfumul. Tu nu te întrebi nimic. Unde scobitorile alea? Mia Lache, mamă. Voi bărbații, sunteți totdeauna mai deștepți decât femeile? Asta e lege. A cui? A naturii. Atunci, de ce nu vă gândiți că o femeie singură, lăsată pradă naturii, pe o noapte ca asta, poate îi să urăște? Păi până acum am bătut și capul că nu e singură, că e cu Vasileasca, cu oilalci, cu locotenentul Mișu. Cum o să îi să urască? Bravo, sângerașule, bravo, dacă e așa... Atunci culcă-te pe ureche aici, în patul locotenentului Mișu, că eu mă duc să mă lungez lângă copii. Noapte bună! Nici o grijă de bună, cu așa oboseală buștean. Vise plăcute, Mia Lache! Plăcute, fii pe pace, că decât să mă chinuiesc ca Mița în pădure, tot mai bine pe moare în pat. Oh.
puțin încet. Doar Bibiolache. Să nu trezim. Te-ai aprins-o? Bibiolache! Bibicule! Ce? Câte ceasă? Ce de unde sunteți? Trăiască, locotenent Mișu! Trăiască, itinența! Teribil cânt, domnule! Mămițo, acum! Tu! Păcat că n-ai vrut să vii și tu cu noi la urlătoare, Mia, lache, cel iubit! N-am vrut eu să ce? Pe onoarea mea de ofițer, domn Georgescu, că am fi fost onorați cu prezența dumneavoastră între alelante persoane masculine prezente la urlătoare! Vă salut și bună dimineața! Unde ați fost, ră? La urlătoare? Da! Sigur că la urlătoare! A fost o partidă de plezire improvizată! Vezi! Fantezia lui domn Mișu! Vezi, cocoană! Ce să văd? Păi dacă mă luam după vorba dumitare și mă duceam și la Sfânta Ana! Ce era să fie? Ce? Ce-ai pățit, dragă? În pădure, pe întuneric, am călcat strâmbși. Ce te-a găsit așa? Să ziceți că nu e fatalitate pe lumea asta. Păi nu e fatal ca noaptea pe întuneric în pădure să calci strâmb? Așa că tot mai deștept eu un pat cu pătura peste mine. Să-mi scriți? Adio și n-am cuvinte. Hai, să plecăm atunci. Hai, să lăsăm să doarmă. Vă sărut mânușițele, doamnă Mița. Doamnă Mișa, adio. Am onoarea să vă salut, domnule Mihalache! Mamițo, ce noapte! A fost o plăcere ce m-a rămâne neuitată! Au. Chiar așa strâmb ai călcat, maică? A fost atât de bine, pe lună, cu trăsurile la pas, susurul apelor, mamițo, și șoaptele pădurii, lăutarii încetinele. Și domnișu, mamițo, cântind menuetul. Mamițo, mă nebunesc după menuetul lui Pederaschi. Ați ascultat Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale, dramatizare radiofonică de Mihai Berechet. Au interpretat Radu Berigan, artist al poporului, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Rodica Tapalagă, Valeria Gagialov, Coca Andronescu, Dorin Moga, Elena Nica Dumitrescu, Iulia Boroș, Elena Sârbu, Petre Moraru, Mihai Niculescu, Violeta Berbiuc, George Marcu, Nicolae Crișu, Dana Cosma, Cicerone Bilovan și copilul Alexandru Berigan. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Mihai Berechet.